satisfacție molatecă, o satisfacție frățească, așa că Mihai ia premiul ăsta, că a debutat bine. El a citit pentru prima oară, cred, în public, la Institutul Blecher, clubul ăsta de lectură pe care îl fac, în toamna trecută. Și acolo, ce a citit acolo, cred că e coloana vertebrală a cărții pe care a publicat-o mai apoi. Eu știu pe Mihai de când, ca și Ioanes Pop, el ne-a trimis niște texte neștiindu-ne, doar ne citise și văzuse că, în fine, avem o disponibilitate ceva mai mare și pentru poezia altora. Și ne-a trimis textele alea și noi ne-am permis să-i dăm niște sugestii, să-l orientăm într-un fel. Sigur că el oricum era deja destul de orientat. Adică ăsta e un debut matur, se vede asta din tot. Și mai mult de atât, e debutul unui arhitect. El s-a dezvăluit aici. Pe mine mă interesează foarte mult oamenii care vin în poezie din zone nefilologice, fiindcă ei aduc aproape întotdeauna lucruri care sunt proprii avatarurile, cum zice el, ale meseriei și ale educației lor profesionale. Și faptul că el e arhitect se vede, fiindcă are coerență, are tehnicitate, are migală, are, deși nu a scris un program în sensul ăsta, nu a făcut-o cu program, nu a scris niciun manifest, are o știință și o exactitate a gestului său care e firesc, care e, și care poate fi și prozaic și poate fi și liric în același timp. Cartea, sigur că e, poate fi și a fost acuzată că e ușor ruptă, că partea a doua cărții, de fapt ultimul ciclu, e altceva, dar e altceva fiindcă e începutul a altceva și fiindcă, na, nu mai e vorba despre copilăria și adolescența subiectului poetizant din primele două părți ale cărții, ci de el matur, de el intrat în viață, dar poți să-ți dai seama de acolo, în ciuda platitudinii notației și în ciuda lucrurilor pe care le spune așa, blant, că e de fapt tot ăla, nu e un altul. Bun, asta eu nu sunt absolut deloc de acord cu Andrei că n-are nicio legătură, după părerea mea, decât prin faptul că au debutat în ani consecutivi cu băiatul de care vorbeam mai devreme. E cu totul altceva n-am și... Știi că ăsta e jocul nostru. Eu cred că Mihai va scrie mai departe. Nu sunt foarte sigur că poezie, sau nu sunt foarte sigur că doar poezie, dar sunt sigur că e un scriitor. Și că premiul ăsta... Mie mi-a fost foarte greu, hai să zic și asta, ca să-l menționez și pe el, fiindcă o merită, Sorin Despot. Mie mi-a fost greu să aleg între ei doi și mi se pare că aproape... Da, știu. Calitățile unuia sunt cumva defectele celuilalt. Și eu aș propune acum, nu știu dacă e momentul, cazul, mie îmi plac lucrurile foarte limpezi și premiul Stimpanța e un premiu de care eu m-am legat vrând nevrând în anii ăștia, dar vrând. L-am luat, după aia am fost în juriu, e un premiu important, e probabil al doilea premiu ca importanță pentru debut în România. Nu că am debordat de premii pentru poezie. Și atunci eu v-aș sugera și v-aș ruga să-l faceți mai limpede, adică să existe o fază inițială de preselecție în care să se decidă asupra a 4-5 cărți pe care membrii juriului le vor citi și fiindcă altfel suntem toți rupți, producția editorială, știm, e vraiște și sunt în mod automat avantajate cărțile apărute la Cartea Românească, care e cea mai vizibilă editură de la noi. Poate că n-ar fi rău să ne gândim la o formulă de a strânge cumva cărțile apărute într-un an, de a face un inventar sumar și o preselecție și după aia să ne aplecăm asupra celor 4-5 titluri care au atras mai mult atenția și din ele să alegem. Că altfel, voturile noastre o arată, suntem destul de haotici în decizia asta. Felicitări, Mihai. E cool, e ok. Mulțumim, Claudiu. Da, vă propunem un lucru.